Deci începem tema de astăzi, cuvântul de astăzi care fiecare va fi zidit. Sincer, hai așa, ce mănâncă trupul? Omul e format din trup, suflet și duh, da? Trup, suflet și duh. Ce mănâncă trupul? Cu ce scrănește trupul? Mâncare, salată, mici, mici mai puțin, da, salată mai mult. Cu ce scrănește sufletul? Cu ce? Cine știe? Ascultă cu ce? Sufletul nu se hrănește cu cuvântul Domnului. El se hrănește cu emoții. Sufletul se hrănește cu tot ce lipești tu de suflet. El se hrănește cu o pisică. Ai cumpărat o pisică și este, îți mângâi sufletul, sufletul tău. Când ți-ți moare pisica, tu ești gata să... Nu știu ce să faci. Tu plângi, te doare, pentru că sufletul tău s-o hrănit, s-o lipit de pisică. Măcar că situația e ușor de rezolvat, cumpere altă pisică. Și a treia parte din noi, cei? Duhul, da? Cu ce se hrănește Duhul omului? Numai cu cuvântul Dumnezeu și cu lucrurile duhovnicești. Vreau să vă întreb, Duhul tău s-a hrănit cu cântarea asta? Duhul tău s-a hrănit cu cântările care s-au cântat astăzi aici cu frații? Așa e? Asta Duhul. Sufletul nu reacționează la asta, el mai puțin. Reacționează și el, dar Duhul acționează la astea duhovnicești. Vreau să vă dau o întrebare. Dumnezeu vrea să fim sufletești sau duhovnicești? Cei sufletești intră în ceruri? Nu. Of, dar eu am așa o inimă. Vreau să ajut pe toată lumea. Omul are un suflet mare, mai. Toată lumea vreau să o ajut. Toarnă Vasile un pahar și mi-i. Înțelegi? El îi sufletesc, omul nu zice nimic că e rău, dar el nu-i duhovnicesc, da? Duhovnicesc înseamnă să reacționezi la cuvântul Dumnezeu, să-ți placă. Ați înțeles acum, trup, suflet și duh. Mergem la Filipeni, Filipeni capitolul 1 cu 27. Citim toți odată. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru că fie că voi fi... Nu, nimeni nu citește, eu de atât m-am încurcat. Pentru că când toți citesc, eu nu mă încurc. Hai încă o dată. Două, trei, dar toți, știți ce înseamnă toți? Ca copilul ăla, cum a cântat, toți așa trebuie să citească. Două, trei. Numai... Pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duc și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Că rămâneți, uitați-vă atent la cuvintele, să aud despre voi că rămâneți tari în același duc. Hai să citim cuvintele astea încă o dată. Două, trei. Să aud despre voi că rămâneți tari în același duh. Încă o dată, două, trei, până aici, încă o dată. Să aud. Ce înseamnă în același duh? Ce înseamnă în același duh? Știi, de multe ori, uite, ascultă, și asta tu ți-o vezi în viața ta, pe parcursul vieții, totdeauna. De multe ori, de exemplu, dacă... Cineva mănâncă salata fără ulei și tu o mănânci cu ulei, omul se poate supăra și să zic că tu nu ești într-un duh cu el. Important este că salata s-a mâncat, nu? Cu ulei, fără ulei, ea s-a mâncat. Asta e important. Ascultă, de multe ori se întâmplă așa că eu vreau ca... Tot să fie în același duh cu mine, dar cum zic eu? Tu zici că toți trebuie să fie în același duh cu tine, cum zici tu? Dar nu e așa, nici eu nu-s drept, nici tu nu ești drept. Noi, ascultați, noi trebuie să fim în același duh, dar cum spune Scriptura. Și noi azi anume o să învățăm tema să fii în același duh. Tema de azi se numește absolute și păreri. Ascultați, în Biblie, Biblia se împarte în două lucruri. Se împarte în lucruri principale și se împarte în păreri. Sunt lucruri absolute, ele sunt absolute, care la ele nu mai ai a doua părere. Asta-i și alta nu-i.
Și sunt în Biblie lucruri în care oamenii au voie să aibă două păreri. Și trei. Nu-i problemă. Absolutul-i absolut, în asta să fim în același duh. Și părerile nu-i problemă. Dacă eu merg, ascultă, atâta cât eu cred în Hristos și tu crezi în Hristos, noi suntem într-un duh. Când mergi tu mai crăcănat pe drum și eu mai pe partea asta, nu-i problema asta. Noi suntem în același duh. Lucrurile, în lucrurile care trebuie să fim în același duh, să fim. Astea sunt lucrurile absolute. Și acum, fraților, eu am să vorbesc un pic prima parte despre lucrurile absolute și în a doua parte despre păreri. Trecem la prima. Vorbim despre absolute. Absolute astea sunt lucrurile din Biblie la care nu mai poți adăuga altă părere. Astea sunt lucrurile care dacă l-ai neglijat, ai pierdut mântuire. Sau dacă ai neglijat, ai neglijat Scriptura. Dar părerile n-au treabă. Poți să ai și a doua părere, nu-i nicio problemă. Lucrurile absolute sunt astea. Primul lucru absolut. Mântuirea este doar prin Hristos. Amin? Cine crede că mântuirea e prin Hristos, se ridice mâna sus. Ridicați mâna sus cine crede mântuirea e prin Hristos. Stop. În asta suntem într-un duh. În asta suntem una. Ascultă, dacă eu cred în Hristos și tu crezi în Hristos, noi suntem mântuiți. De ce? Mântuirea-i numai prin Hristos. Da? A doilea lucru, care face parte din absolut, iertarea e numai prin sângele lui Iisus Hristos. Sunteți de acord? Cine e de acord că iertarea e prin sângele lui Iisus Hristos? Ridicați mâna sus. Suntem într-un duh? Asta ne unește? Eu cred că iertarea e prin sângele lui Iisus, tu tot. Și nu credem alt fel de iertare. Noi suntem într-un duh. Așa e. Unii oameni, ascultă atent, unii zic că iertarea, sângele lui Iisus Hristos nu poate ierta toate păcatele. Suntem într-un duh cu El sau nu? Uite, sunt unele religii care ei spun, de exemplu la adventiști Barbour, Mr. Barbour a spus așa, că este și cartea, nu mai țin minte acum, dar este cartea, el spune că iertarea păcatelor, Iisus n-a iertat chiar toate păcatele. Spune, eu sunt într-un duh cu Barbour. Biblia spune că Iisus iartă orice păcat, nu? Deci, fraților, până când am văzut două lucruri în care suntem într-un duh. A treilea lucru absolut. Crezi tu că Dumnezeu înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Cine crede asta, ridicați mâna sus. Cine crede că Dumnezeu este Elohim, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Suntem una. Eu cred asta, suntem una. Bun. În lucrurile astea, ascultați, în lucrurile absolute nu ai voie să ai altă părere. Nu ai voie. Că dacă ai altă părere, ai căzut în erezii. Ai căzut în erezii. N-are importanță cât de frumos ți s-a predicat. Dacă ai altă părere, ai căzut în erezii, în minciuni. Bun. Martorii lui Iehova, ei nu cred că Iisus este Dumnezeu. Spune, ei sunt într-un duh cu Biblia. Nu. Mai, Vlad e aici cu noi. Să știți, da, el e aici. Mormonii spun că nu-i numai Iisus care salvează. Ei sunt într-un duh cu noi. Noi pe ei trebuie să iubim, dar învățătura lor nu e într-un duh cu noastră. Ok. Iarăși lucruri care sunt de absolute. Există rai și iad. Cine crede că există rai și iad? Ridicați mâna sus, cine crede că există? Bun. De exemplu, mulți cred că nu există. Adventiști zic că nu există iad, alții zic că există un pic. Martorii lui Jehova zic că deloc nici nu există. Spune, ei sunt într-un duh cu noi. Nu, de ce? Pentru că ei neglijează
adevăruri a Bibliei care sunt absolute. Alt lucru important. Biblia spune că Iisus va veni în trup. În trup. Ascultă atent. Când va veni Iisus, tu vei putea să pui mâna pe El și ăla va fi trup. Cine din voi crede că Iisus va veni în trup? Biblia spune că Iisus va veni în trup. Apostolul Ioan spune, fraților, sunt între noi mincinoși care ei nu spun că Iisus va veni în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Cine sunt oamenii care zic că nu zic că Iisus va veni în trup? Martorul lui Iehova. Voi vă dați seama, când studiezi Scriptura, înțelegi care stă în erezii și care iubește adevărul. Bun, fraților, până când în absolute suntem toți una? Credem? Credem la fel? Suntem una, nu? Următorul lucru. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede, ridicați mâna sus. Ascultați, dacă vreodată ați mai auzit pe mine că eu vorbesc că Biblia nu-i cuvântul lui Dumnezeu, că mai este și altă carte, atunci să știți că Dumitru a căzut din duh cumva, el nu intră în duh cu noi, da? Trebuie să ne rugăm pentru el. Dar dacă eu zic lucru, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, în asta toți suntem într-un duh. Amin? Un alt absolut. Iisus a biruit moartea. Cine din voi crede? Ridicați mâna sus. Măi, ascultă, ridică ca și de asta de credință. Cine crede că Iisus a biruit moartea? Bun, ce se întâmplă cu oamenii care zic, dar nu numai Iisus a vostru. O mai biruit și Buddha un pic la noi și altul la noi. Adică sunt vă patru biruitori. Nu, numai Iisus a biruit moartea. Asta e absolut? Ai voie să ai altă părere. Dacă ai altă părere, eu accept, te respect, te stimez, dar ești în erezie. Tu poți să ai altă părere, da, înțelegi că nu-i taban Iisus, nu-i neapărat. Eu te înțeleg, pentru că tu ești necredincios și ești eretic. Dar, altă părere, vorbim biblic, nu ai voie să ai. Dacă ai, înseamnă că nu ești credincios. N-ai cunoscut niciodată, n-ai mușcat din dragostea lui Dumnezeu. Următorul lucru, cine din voi crede că omul are trup, suflet și duh? Credeți că omul are trup, suflet și duh? Suntem în duh? Credem? Suntem într-un duh? Cine din voi crede că Iisus este calea, adevărul și viața? Ridicați mâna cine credeți. Acum, cineva poate să gândească, eu știu care vine prima dată, ăsta, le pune pe toți să ridici mâinile sus. Tema de azi așa, noi numai azi ridicăm așa. Iisus e calea, adevărul și viața. Vreau să vă întreb, ăsta e un lucru important, e absolut? Dacă cineva zice, măi, sunt mai multe căi, la voi calea e Iisus, la alții calea e Muhammed, la alții calea e Buddha, tu ce spui? Nu suntem într-un duh. Pentru că Biblia spune un lucru absolut, numai Iisus e calea, cum eu pot să ajung la Dumnezeu? Numai pe calea lui Iisus. Numai Iisus e viața, numai Iisus e adevărul. Amin? Da, da, au și ei cumva adevărul lor, mormonii. N-au. Adevărul-i numai Iisus. Amin? Fraților, până aici credem împreună la fel? Lucrurile astea, dacă noi le credem, ajungem în cer? Dacă le urmăm, ajungem în cer? Un alt adevăr. Mântuirea trebuie dusă până la capăt. Mântuirea trebuie dusă până la capăt. Este un lucru absolut, nu ai cum să ai altă părere. Altă părere e demonică. Altă părere care zici, dar nu e neapărat până la capăt. Tu ai crezut, fraților, ce e acolo și să audem? Cine acolo? Căzut cineva? Ah, ok. Fratele Sorin Jipa. Sorancă, lasă-l pe Sorin, că el te iubește și el vrea tu să asculți. Hai. Sorancă. Mai. Până aici suntem împreună la fel? Eu încă o dată le repet. Mântuirea doar prin Hristos. Amin. Altă părere nu-i.
Iertarea doar prin sângele lui Iisus. Amin. Suntem într-un duh. Altă părere nu-i. Trinitatea. Dumnezeu este Tată, Fiul, Duh Sfânt. Amin. Altă părere nu-i. Rai și iad există. Amin. Altă părere nu-i. Iisus va veni în trup. Ioan spune, așa va fi. Așa credem, suntem într-un duh. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Gata, altă carte, nimic nu-i drept. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Omul are trup, suflet și duh. Iisus e calea, adevărul și viața. Mântuirea trebuie dus până la capăt. Toți sunteți de acord cu lucrurile astea? Suntem într-un duh. Amin. Acum o să vorbim despre păreri. Bun, lucrurile astea sunt principale care pe noi ne unesc și care nouă ne dă voie să vorbim toată viața. Suntem într-un duh. Și acum o să vorbim un pic despre păreri. Ascultați un pic. Lucrurile absolute te duc în cer. Părerile nu. Părerile care le găsim acum în Biblie n-au de facere să te ducă sau să te scoată din cer. Tu va trebui să accepți toată viața pe fratele tău, chiar dacă într-un anumit domeniu are o părere diferită. Dacă ea nu ține de mântuire, dacă părerea aia nu afectează, nu intră în astea absolute, atunci acceptă-l pe fratele tău, iubește-l. Trecem în păreri. Zilele de odihnă. Vreau să vă dau o întrebare. Zilele de odihnă ne duc în cer? A? Sabatul te duci în cer? Duminica te duci în cer? Luni te duci în cer? Cineva poate să aștepte ca să numesc până la sâmbătă. Nu. Ascultați. Zilele de odihnă nu te duc în cer. Tu poți să le ții, asta e bine pentru trupul tău, noi toți avem nevoie de zile de odihnă. Pur și simplu, unul ține sâmbătă, sabatul, slăvit să fie Domn, lasă-l ție, nu-i problemă. Important e dacă ăsta care ține sâmbătă poate să-l iubească pe ăsta care ține duminică. Sau ăsta care ține duminică poate să-l iubească pe ăsta care ține joi. Apostolul Pavel zice, cine ține o zi, pentru Domnul o ține. Cine ține, unul ține o zi, unul ține toate zilele, nu-i problemă. Numai dacă tu vreodată, ascultă, dacă vreodată se apropie cineva de tine și zici, dar eu sunt sâmbătă, tu ești duminică, tu ești greșit. Zici, stop. Asta nu mă duce nici pe tine, nici pe mine în rai. Asta nu ne mântuie, asta nu-i lucru absolut. Amin? Frate și soră, dacă cineva ține joi și eu țin miercuri, în Hristos, putem noi să ne iubim așa? Pentru că asta nu... Știți, a venit o soră la mine și mi-a zis, frate Dumitru, nici de cum nu pot să ajung duminică la biserică, pentru că un pic, asta cu ani mulți în urmă, soțul m-a lăsat și a rămas cu patru copii, asta la credincioși, e tare urât. Și a zis, ce fac eu acum cu ziua de odihnă? Am încălcat, că eu lucrez la hotel și la hotel e numai vineri, sâmbătă și duminică eu am. Și a zis, ziua ta de odihnă o să fie joi. Și eu a zis, da, spate, și am zis, da, tu crezi în Iisus? Tu crezi că Biblia e cuvântul Dumnezeu? Crezi că prin Iisus iertarea de păcate? Da, tu principalul crezi, ține-te de asta. Dar cu zilele, lasă-o mai moale. Pentru că asta nu ține de mântuire. Da? Ține minte asta. Mergem la altă părere. Carnea de porc. Carnea de porc. Unii oameni sunt ferm convinși că dacă ei mănâncă carne de porc, ei n-ajung în cer. Asta e erezie. Ascultă, Adrian, numai nu la români. Ascult. Altul, unul mănâncă carne, Pavel zice, altul mănâncă iarbă. Știi ce zice Pavel? Tu, carnivorule, iubește-l pe vegetarian. Pentru că nici tu, nici el, nu prin astea sunteți mântuiți. Iubiți-vă, pentru că și tu cu carne, și tu cu salata, voi amândoi credeți în lucrurile absolute. Fiți frați, mergeți mai departe. Amin? Nu asta te duci pe mine. Eu odată în parc am vorbit cu cineva și zic, tu dacă mănânci carne de porc, tu ajungi în rai? Și el a zis, nu. Și am zis, vai, hai la mine acasă. Am venit la mine acasă, el dacă mănâncă porc, n-ajunge în rai. Și el stătea la mine pe fotoliu, eu am scos un cârnaț din frigider mare și l-am pus în braț. Și am zis, asta e mântuirea ta.
Și el a zis, cum asta? Eu zic, eu sunt mântuit prin credința în Iisus, tu prin cărnațul ăsta. Înțelegi? Fraților, în lucrurile care suntem împreună, care suntem lucrurile principale, să fim într-un duh, ca astea sunt principale. În păreri nu-i problemă dacă unul mănâncă carne de veveriță, dar mănâncă tu sănătos. Pavel zice, mănâncă tot ce se vinde pe piață, numai dacă iei cu mulțumire. Doamne, îți mulțumim pentru șerpi. Înțelegi? Mergem mai departe. Rugăciune. Unii cred că trebuie să ne rugăm toți odată. Alții cred că aparte. Alții cred că când intri în adunare, trebuie să te pui lângă scaun. Ați văzut în unele biserici. Intră, s-a pus lângă scaun, se roagă acolo lângă scaun. Altul intră și nu se roagă lângă scaun. El vine și se așează, stă în picioare lângă scaun și mulțumește în picioare lângă scaun. Ascultă, nici unul, nici altul nu are nicio dovadă biblică. Dar nu-i urât ce fac ei. Pune-te măcar sub scaun. Atât dacă tu îl iubești pe fratele care stă pe scaun sau stă în picioare. Pentru că astea nu sunt lucruri care te duc în rai. Tu înțelegi? De atâta, fraților, știi care e prostia câteodată? Că uneori creștinii, vorbesc de credincioși, ei când vede că altul să o mânca carne de porc sau s-a rugat la scaun sau nu s-a rugat la scaun, zici, noi nu suntem într-un duh. Trezește-te! Tu ești într-un duh cu el. Voi credeți în absolute împreună la fel. Astea sunt niște păreri. Asta nu te duce în rai. Dacă tu o faci așa, fă după încredințare. Dacă tu o faci invers, fă după încredințare. Numai nu judeca pe fratele tău. Amin? Ia că tu poți să te apropii când el zice că eu nu știu dacă Iisus poate ierta toate păcatele și dacă îți spune asta după 10 ani de credință, apropii-te și săpunește-l un pic, zi tu ce? Tu ești, fii atent, rămâi în duh. Dacă îți spune el ție că, auzi, eu de azi înainte nu m-am mai rugat lângă scaun, zi nu-i problema, ești rogi pe scaun. Da? Următorul. Nașterea de copii. Unii cred, iarăși vorbim de păreri care nu duc în rai, unii cred că femeia trebuie să nască în fiecare an. În fiecare an. Este o vorbă la noi, anul, cărlanul. Ascultă, nu-i problemă. Dacă ea crede așa cu soțul ei, să-i dea 15, 20, nu-i problemă. Asta e părerea ta. Alții au altă părere. Facem, dacă Domnul ne dă 4, eu știu, 5, ca să reușim să-i creștem, să-i educăm. Înțelegi? Și unii oameni ce fac? Unii au 4, 5, eu știu, să strădui, să-i educi copilul, doar nu-i câine, știi? O crescut, gata, l-ai legat la poartă, stă acolo, toată viața. Nu așa. La mulți copii îi cresc ca câini. Noi doar, ascultă, dacă vrei să ai 10 copii, nu-i problemă, Domnul să te binecuvânteze, dar nu cumva după asta să îmbli plângând toată viața, ia că am și n-au mâncare. Auzi? Copiii sunt o binecuvântare. Mâna la gură, nu vorbi de asta niciodată. Ce te plângi? Da? Fraților, făcutul de copii n-are de-a facere cu mântuirea, pentru că mântuirea e prin Hristos. Amin? Acum, dacă o soră are 20 și se apropie de alta cu 3, ele sunt într-un duh sau nu? Dacă cred în jertfa lui Iisus, ele sunt într-un duh. Dacă cred că Iisus e una cu Tatăl, ele sunt într-un duh. Dar dacă una are 20 și alta 4, asta nu le disparte pe ele. Ele surori. Nu, asta nu e într-un duh. Du-te mai repede până nu te văd cu nouă. Nici nu te apropie de surori. Nu e așa, astea sunt doar păreri. Așa e, mergem la altă părere. Produsele la cină. Vorbim de cină un pic. Fraților, scrie că Iisus a luat un pahar. Scrie că Iisus a luat o pâine. Dacă vorbim după Biblie, strict, strict, și când zic strict după Biblie, zic evreiește.
Cineva, dacă vrea, poate să mă contrazică, eu am, îți arăt acasă 20 de cărți numai despre asta am, despre cină, că e important. Cina, de unde vine? Din ce popor vine cina? Cine din voi spune? La evrei. Nu vine de la români, da? Cina nu trebuie făcut ca la Brașov. Sau ca în Constanța. Sau... cina trebuie făcută evreiești. Dar nu e problemă. Asta nu ne duce în rai ce mănânci tu la cină. Unii oameni iau cina cu pâine dospită. La evrei e nedospită. Se numește matza, matzos. Asta e pâine de Paști, azime. Vinul e nedospit, care se ia cheduș la evrei. Asta se face de Paști. Nu-i nimic. Unii frați au înțeles să ia cina cu pâine dospită și chiar o coc, cât mai coaptă. Dar ascultă, nu-i problemă. Și vinul îl iau că poți să-l bei și poți să te piște de limba. Iar nu e o problemă până la urmă. Unii din frații noștri romi iau cina cu Fanta. Ascultă, până la urmă, nici asta n-ar fi o problemă, că nu aia îi face pe ei să ajungă în rai sau să iasă din rai. Important este ce la cină? Spuneți voi. Cum ei? Cum ei? Dacă ei cu inimă curată, cercetată. Amin? Să deosebești trupul Domnului. Păi, s-au întâlnit doi frați în avion și unul zice, bună ziua, ala, bună ziua, de unde ești? Din Galați. Dar tu, eu tot din Galați. Asta vrea să-l evangelizeze pe alălalt. Și zice, dar tu cunoști despre Iisus? De asta, da, dar pe eu sunt credincios. Și eu tot. Pace, frate, s-a îmbrățișat acolo în avion. Și frate, tu crezi că Iisus e salvatorul? Amin. Păi suntem într-un duh. Dar la ce biserică mergi? Zice, merg la biserica numărul nu știu care acolo. Dar tu? Zice, eu tot acolo merg. Dar tu la ce oră? Eu zice, eu merg seara. Dar noi dimineața. Dar voi cum luați cina? Și fratele ăsta zice, dintr-o ulcior de sticlă. Anatema, du-te de aici, nici n-aude tine. Noi luăm din ulcior de lemn. Ascultă-te. Astea sunt păreri. Asta nu e ceva care să-i despartă pe frați. Biserica ulciorului de lemn și biserica ulciorului de sticlă. Astea sunt prostii. Principalul este deosebește trupul Domnului. Cea mai tare cină care am putut să o aud vreodată, asta a fost Richard Wurmbrand în pușcărie. Luau cina fraților, hai să luăm cina, ne cercetăm, fără vin și fără pâine. Asta toate le dau la o parte. Și a zis, hai luăm, v-ați cercetat? Da. Și țineau mâna așa, fără pahar, fără pâine. Hai să mulțumim prin fratele. Nu, dar înțelegi câteodată frate, nu suntem într-un duh. La voi dospită, la noi nedospită. Asta e nimic. Asta nu ține de mântuire. De mântuire ține să deosebești trupul Domnului. Amin. Altă părere. Selectarea instrumentelor muzicale în închinare. Unii, de exemplu, Biserica Ortodoxă zice niciun instrument în biserică. Și acolo cântă băbuțele. Doamne miluiește, fără instrumente. Instrumentele sunt de la diavol. Eu vreau să vă întreb o întrebare. Ce spune Biblia? Cântați Domnului la toate. Așa de tare aș fi vrut biserica noastră într-o zi să ajungă să avem vreo 300 de cântăreți și ei să cânte unul la frunză, unul la trunchi, altul la lingură, la cheptene, la tot, să cânte la diferite, să cânte la toate. Să-l laude pe Domnul și la dejete, dacă unul poate. Și așa să cânte, numai să-l laude pe Domnul. Acum, sunt păreri. Instrumentele astea nu ne duc pe noi în cer. Astea sunt păreri. Unii cred că lăsăm în biserică saxofon, dar tobe nici într-un caz. Altul zice numai tobe. Ascultă, și tu cu saxofonul, și tu cu tobele, amândoi vă duceți în rai, pentru că voi credeți în Iisus Hristos. Dar astea sunt doar păreri. Nu trebuie să te disparzi de fratele tău pentru niște păreri. Amin? Amin. Mergem mai departe. În unele adunări, femeile stau de o parte, bărbații de altă parte.
În alte adunări stau împreună ca la noi. Vreau să vă întreb o întrebare. Asta e greșit? Asta ne duce în cer sau ne scoate din cer? Niciuna, nici alta. Este spăreri. Și ea că la noi a venit odată cineva, o soră mai bătrâoară, intrat, s-a uitat, bărbații și femeile împreună. Și a zis, aici nu-i Duhul Domnului. Eu eram la spatele ei, am auzit cu ea, i-a zis, și zic că ei stau lângă soțiile lor. E greșit? Nu, n-am zis nimic, e greșit sau nu e greșit? Îi duci în cer pe ei dacă stau alături? Da, ei cred în Iisus. Da, nu zic nimic. Zic, ia loc, ești așează. Frate și soră, ai stăți păreri. Poți tu mine să mai iubești cu părere diferită de a ta? A? Bun, mergem mai departe. Unii oameni cred că o să învie deodată cum mor. Au murit, au înviat. În Biblie îți dă și a doua părere. Ai murit, aștepți și apoi învii. Nu-i problemă. Tu poți crezi că ai murit și ai înviat deodată. Poți să crezi că vei aștepta un timp. Nu-i problemă. Oricum tu și eu vom muri. Și acolo noi nu mai știm ce o să fie și cum o să fie. Când o să deschidem ochii, și eu și tu să-L vedem pe Iisus, care L-am urmat toată viața. Dacă cineva vine la tine și zice, eu cred că deodată, dar tu zici, nu, dar eu cred că întâi o să stau un pic între morți și apoi o să învii. Să nu-i problemă, principalul nu-i când ai să mori, principalul e că tu ai să învii. Asta e principalul lucru, da? Fraților, acoperământul femeie pe cap. Iarăși, ține de mântuire sau nu? Nicăieri în Biblie nu găsim cuvântul batic sau bentiță sau pălărie sau voal. Nu, dar frații au păreri. Unii zic batic, alții zic voal, alții pălărie, alții zic bentiță, alții zic părul. Vreau să vă spun așa un lucru. Au ei bază biblică toți. Ăștia cu părul, zice Pavel acolo, părul i-a fost dat ca învelitoare. Nu-i problemă. Dacă sora a înțeles, fratele a înțeles așa, altul zice, trebuie batic, așa. Pericolul știi când e? Când sora nu poate să o sufere pe sora. Pentru că o femeie de vreo 70 de ani a venit cu baticul așa, legat tot, na, e și moda la 70 de ani să ai așa batic. Și-o dat de una tânără numai cu așa, și-o venit și-o zis, auzi, tu numai atâta ești supusă soțului. Astea sunt păreri, astea nu te duc în rai, nici nu te scot din iad. Da? Astea sunt păreri. Sora care crede că părul, lasă părul lung liber, care crede că baticul, acoperi-te tot. Zici că niște frați în adunare îmi blau cu șublerul și trebuie să fie de 5 jumate. Măsură la surori, pac, pac. Ascultă, da, astea-s păreri. Acum eu trebuie să respect părerea ta pentru că nu-i nimic greșit. Tu respectă pe mea, nu-i nimic greșit. Ei, când eu am să spun sau tu ai să spui că iertarea nu mai este prin sângele lui Iisus, atunci e grav, atunci e grav. Da? Bun, unii au părerea să nu ai inel de căsătorie deloc și niciodată, pentru că asta poate să te ducă în iad. Alții zic, nu, n-are nicio treabă, poți să ai, arăți că ești căsătorit. Spune, părerea asta te duci sau te scoate din rai? Fraților, tu acum înțelegi ce înseamnă să fii într-un duh. Într-un duh trebuie să fii în lucrurile care? Absolute. Dar în păreri? Nu e nicio problemă. Știți cum e cu părerile? Exact cum e... Ați auzit istoria cu omul care mergea cu măgarul? Toți știu, da, istoria. Un om mergea cu măgarul pe drum și când trecea printr-un sat, toți au zis, măi, ce om fără obraz, măi, măi, nici un pic de minte n-are în cap, măi. Chinui măgarul ăsta, tu cu toată greutatea te-ai suit pe măgar. Mergi mai alături dacă ești om.
Ăsta s-a dat jos măgar, a ascultat părerea lor și a mers alături de măgar. Și altul zice, a ajuns în alt sat. Și sătenii din satul ăla zice, cum poți? La deal să chinui măgarul ăsta. El în spate. Toți l-au sfătuit să-l iei în spate. Omul lua măgarul în spate. Și că a ajuns în alt sat. Și acolo sătenii au zis, tu ce n-ai minte în cap, la ce mai ai măgar? Urcă mai pe măgar. Ăsta iar o nimeri pe măgar. Ascultă, trebuie să fii atent, da? Nu lua părerele ca și ceva care ține de mântuire. Asta e doar o părere. Amin? Mai așa e sau nu? Hai să deschidem împreună Biblia la Faptele Apostolilor, capitolul 15, la versetul 1 la 12. Apoi, până se deschide. La păreri mai putem spune și lucrul ăsta. Noi credem și avem bază biblică. Unii cred că vorbirea în limbi este o vorbire înțeleasă ca în ziua 50.000. Asta e limba chineză, Mesopotamia, Grecia, cum era în Biblie, cum e scris. Alții cred că vorbirea în limbi e șarabaradaradar. Nu e problemă. Dacă tu crezi că tarabarabar, asta nu te duce nici nu te scoate din cer. Dar atâta cât tu faci șarabara tirli-tirli și vii și îmi spui mie că eu n-am, nu-s duhovnicesc, ai pus-o grav, aici nu-s poate. Asta e doar părere, asta nu te duce în rai. Tăiere împrejur, evreii se taie împrejur și evreii care se pocăiesc, se întorc la Iisus, toți mai taie împrejur. Că ei fac lucrare între evrei. Nu e problemă, oricum tăiere împrejur nu te duce în rai. Amin? Așa e sau nu? Așa e. Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la versetul 1 la 12. Câțiva oameni veniți din Iudeea, învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Spune asta erezie? Dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, sunteți mântuiți. Ce-i mântui pe oameni? Credința în Domnul Iisus. Numai asta te mântui? Aici nu ai voie. Nu ai voie să aduci a doua părere. Când tu spui că tăierea împrejur te mântuie, deja tu ai adus a doua părere la lucru absolut. Nu se poate. Nu mai ești creștin. Bun, mergem mai departe. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Deci, Pavel și Barnaba erau într-un duh. Știi ce credea Pavel cu Barnaba? Ei credeau că mântuirea e numai prin Iisus. Ceilalți credeau că ca să fii mântuit trebuie să te tai împrejur la bărbat. Pavel și Barnaba îi contrazicea și spunea, fraților, nu-i drept așa, cum voi puteți învățați așa? Asta e lucru absolut. Asta nu ține de păreri. Și pentru asta Pavel și Barnaba au fost chemați la Ierusalim ca să discute, pentru că au avut probleme cu evreii. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Ce a zis Pavel? Căci dacă prin lege suntem mântuiți, atunci degeaba a murit Hristos. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, uitați-vă aici, între păreri s-a sculat Petru și a zis absolutul, fraților,
Știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, adică între evrei și neamuri, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții voștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem, citim împreună toți, două, trei, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Asta e absolut. Asta e lucru important. Asta nu mai are de face cu părerile. Da? Fraților, este clar până aici? Toată adunarea a tăcut, slăvit să fie Domn. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Frumos. Bun. Frate și soră, în lucrurile absolute trebuie să fim una, pentru că numai prin ele suntem mântuiți, prin lucru absolut. Când cineva vine și vrea să atingă cu o erezie un lucru absolut, atunci trebuie înfruntat. Fii atent că ai căzut în erezie. Aici nu mai ești într-un duh, aici trebuie să te pocăiești. Și uite aici, frații care erau evrei, au venit și i-au contrazis pe Pavel și Barnaba, care ei țineau adevărul și ăștia țineau, vroiau să împartă mântuirea în două, și prin Hristos și prin lege, prin tăiere împrejur. Și atunci Pavel a confruntat, stop, tăiem tot numai prin Hristos. Atât. Bun, dar ce facem cu frățuorii noștri care ei au diferite păreri, care nu țin de mântuire, nu sunt absolute, sunt doar păreri. Ce facem? Ce facem cu ei? Da? Sora noastră, sora din toată inima, ea știe din toată inima că nu-i bine în adunare să stai lângă soțul ei și îl părăsește, el stă acolo, ea săracă, se ascunde de el cum în colțul ăla, pentru că dacă ei aș fi împreună, scad în păcat. Mai dacă sora așa crede, o respectăm, zicem, sorioară, nu te uita la dânsul. Pentru că tu poți scazi acum. Ok? Măcar că, să știți că când un soț cu o soție vin în adunare și ea se așează acolo și el acolo, când ceva interesant vine de la amvon, de la predică, ea se uită cu ochiul la el. Eu știu că eu tot sunt de acolo. Și ea se uită, și ea. Auzi, da, nu mi-e bine stați alături deodată să spui cuvinte. Așa au fost. Nu, dar nu-i problemă. Dacă ea înțelege așa, apreciăm și acceptăm. Nu ține de mântuire. Hai să vedem ce spune Apostolul Pavel. Romani 14, de la 1 la 10. Romani 14, de la 1 la 10. Primiți bine, 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 bine. Primiți bine pe cel slab. Fii atent. Când un om vine la tine și are păreri din astea ieftine, primește-l bine, el încă e slab. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate. Sunt aici care mănâncă de toate, ridicați mâna sus. Măi, Sergiu, tu mănânci de toate? De ce nu se vede, măi? Lasă că la Dorin se vede, de la tine. Ascultă atent, aici scrie, Sergiu crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Vlad, tu mănânci carne. Uite, Vlad e mai mult cu verdețuri. Păi când Vlad mănâncă verdețuri. Cine mănâncă, să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Pentru că asta nu ne duce în cer. Nu ne duce în cer. Și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit.
carnivor și vegan. Eu primi pe amândoi. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Unul zice sabatul și atât. Slavă Domnului, nu-i nimic urât. Frumos. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Pentru cine toate zilele sunt la fel? Ridicați mâna sus. Auzi, unul zice, numai sabat. La mine a venit cineva și mi-a zis, tu ce ții, sabat sau duminică? Eu zic, la mine toate zilele sunt la fel. Nu, tu ceva nu ești într-un duc cu mine. Nu, nu, eu am zis, eu sunt la romani. Unul ține toate zilele. Eu le țin pe toate. Și uite, eu țin sâmbăta ta, dar tu nu ții marța mea. Și duminica ta o țin, dar tu joia mea nu ții. Ține-le pe toate, unul le ține pe toate. Deci unul se cotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Dar totodată să știi că asta nu ține de mântuire. Iubește-l pe fratele tău, ține sau nu ține. Da? Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Măi, dacă tu crezi că duminică sau sâmbătă, Domnul să fie cu tine. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Unul zice, eu fac deosebire, sabatul e sabat, duminică e duminică. Dar altul zice, da, eu nu fac deosebire, eu îl iubesc pe Domnul în fiecare zi, mai slavă Domnul. Asta, spăreri. Cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul, nu mănâncă și el, și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine, și niciunul din noi nu moare pentru sine. Citim versetul 8 împreună, 2, 3. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Asta-s eu. Nu mă interesează dacă cineva mă judecă. Eu trăiesc și mor pentru Domnul. Eu mănânc carne când vreau mănânc iarbă, când vreau țin duminică, când vreau sâmbătă, când vreau toate zilele. Asta pe mine nu mă disparte de tine. Atât cât noi împreună credem că e mântuire prin Hristos. Cântăm un pic versetul 8, 2, 3. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Cu carne? Deci fie că trăim, fie că murim, toți suntem ai Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim. Versetul 9. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce tu, pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Și că frățuorul nostru mănâncă salată și el așa e de mulțumit. Doamne, îți mulțumesc pentru frunzulițele astea cu ulei. Mănâncă. Dar altul taie o bucată de carne, o pune pe masă. Bă! Și o taie în două. Și zice, Doamne, îți mulțumim. Și el și el vin înaintea Domnului. Cine ești tu, salatianule, care l-ai judecat pe carnivor? Voi amândoi credeți în Iisus? Mergeți amândoi în cer cu bucurie. Amin? Astea nu sunt lucruri absolute, astea sunt păreri, așa e? Fraților, din toate astea lucruri ce am învățat până acum și din capitolul ăsta, primește bine pe cel slab. Când vine la tine cineva și zice, dacă mănânci carne poți pierzi mântuirea, tu deodată să-ți ai un becușor aici, omul încă e slab. Dacă cineva vine și zice, sabatul, că fără sabat n-ajunge în cer, zice, încă e slab. Îl primesc bine.
Trebuie femeia de o parte, încă e slab, încă e mic. Da? Mergem mai departe. Filipeni, capitolul 3, de la 12 la 16. De azi înainte nimeni nu o să judece niciodată. Suntem într-un duh? Amin. Da, dar eu nu stau pe scaun lângă soția mea. Suntem. Filipeni, capitolul 3, de la 12 la 16. Nu că am și câștigat premiul, apostolul Pavel zice, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, asta pentru calviniști, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, ascultă atent, dă înapoi la versetul 14, Sergiu, asta e important, asta e un lucru care face parte din absolute, din absolute. Citim toți odată, două, trei, tare. Alerg spre țintă, stați, el nu a citit, omul care a venit cu Dorin nu a citit, citim toți odată, două, trei. Alerg spre țintă. Asta e un lucru absolut? Trebuie de alergat spre țintă. Da. Ia pune versetul 15 să vezi ce zice Pavel. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți. Gândul ăsta să-l ai tu. Ce gând să am eu? Țintă. Eu mă trezesc dimineața, eu fug spre țintă. Eu seara mă culc, eu merg spre țintă. Pentru că eu ori de câte ori mă culc noaptea, eu experimentez moartea. Eu mă culc, dar nu știu dacă am să mă trezesc pe globul ăsta. Nu? Mulți așa. Multe neveste eu mormântat pe soț. Așa că eu alerg spre țintă totdeauna. Gândul acesta să vă însuflețească pe toți. Care sunt, citim împreună, 15, hai. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți, care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Domnul vă va lumina și în această privință. Ascultă, tu ai înțeles? Gândul acesta, ținta e Hristos, să-l aibă toți. Dar dacă în unele privințe aveți alte păreri, Domnul vă va lumina. Ne va lumina, mare lucru. Asta nu-i ceva care să ne ducă în rai. Dacă asta e de rai, asta nu. Versetul 16. Dar în, citim toți odată, două, trei. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, stop. În lucrurile care am ajuns de aceeași părere, eu am să le citesc încă o dată ca la starea civilă. Biserica lui Hristos, știi, se întreabă mirile și mireasă. Biserica mireasa lui Hristos. Mântuirea este doar prin Hristos? Amin. Toți odată zic amin. Ca la nuntă. Când întrebi la nuntă pe nevastă, vrei, tu ești de acord să te căsătorești, Dumitru Budac? Tania a zis, da. Biserica trebuie să spună amin, da? Acum, biserica lui Hristos, mântuirea este doar prin mirile tău, Iisus? Amin. Iertarea e doar prin sângele lui Iisus? Amin. Dumnezeu este Tatăl, Fiul, Duh Sfânt? Omul are trup, suflet și duh? Amin. Există rai și iad? Amin. Totodată, Iisus a biruit moartea? Amin. Biblia este cuvântul Dumnezeu? Amin. Iisus e calea, adevărul și viața? Amin. Mântuirea trebuie dusă până la capăt? Amin. Tu ești mireasa lui Hristos. Bazat pe răspunsul care l-ai răspuns, ești soția lui Iisus Hristos. Ești mireasa Lui. Versetul 16. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Astea sunt lucrurile care umblăm. Pune versetul 15, Sergiu. 15. De la jumate. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, partea asta. Dumnezeu vă va lumina.
Asta nu ne duce în cer. Întrebarea după tema noastră de astăzi. Poți tu să mă iubești pe mine dacă eu în unele lucruri de mâna a doua, second hand, îs diferit de tine? Cine a zis asta? Ribana a zis, slăvit să fie. Ribana, poți să ne iubești tu pe noi dacă noi în unele lucruri? Normal. Da? Ascultați, atunci, iarăși, aici avem dreptul să avem păreri, pentru că poți să ai voie, ai voie la păreri. Uneori și Biblia îți dă două, trei păreri la un subiect. Da, Biblia îți dă voie. Eu pot să vă recit o părere a Bibliei. Răspunde nebunul după nebunia lui și totodată zice, nu-i răspunde nebunul. Deci tu poți să alegi când răspunzi, cum răspunzi, da? Biblia îți dă două păreri. Sunt multe lucruri în Biblie, ai voie la păreri, dar ele nu te duc în rai. În astea să umblăm la fel, dacă vrem să fim în același duh. Amin? Cine de acord să ne iubim unul pe altul, chiar dacă păreri second hand avem multe? Amin? În asta suntem una. Suntem Biserica lui Hristos. Suntem într-un duh? Amin? Ce să coatim noi într-un duh? Asta sau asta? Absolutele sau părerile? În absolute, să umblăm într-un duh. Și în păreri, treaba voastră. Slăvit să fie Domnul. Asta a fost cuvântelul Domnului de astăzi. Dacă cuiva nu-i place, eu îmi iau geanta și fug acasă.